Ne-am pus aici pe canapea, eu cu Tiago, ești pregătit? Da. Da, de problemă. Perfect. Ne-am pus ca să ne uităm la modă. N-am mai făcut rubrica asta de mult, așa că aveam nevoie de susținere morală aici. Bună dimineața, Elida. Bună dimineața. Bună dimineața, Barbara. Bună dimineața. Langelotti. Am zis bine. Foarte să nu bine. Greșesc numele aici. Noi ne-am așezat pe canapea pentru că știe că o să vină și mami la un moment dat. Suntem pregătiți cu aplauze, suntem pregătiți. Vă lăsăm pe voi să vorbiți, să ne spuneți ce vedem astăzi, la ce ne uităm astăzi. Astăzi am adus colecția capsulă Ready to Fall in Love se numește. Oh. Da, semnată de Barbara Langelotti. Okay. Că vine acum perioada. Da. Și este o colecție de rochii elegante, se potrivesc în diferite ocazii și le vom vedea pe fetele noastre defilând și vom puncta cu ce să le purtăm, cu ce accesorizare și așa mai departe. Ești pregătit, Tiago? Da. Să vedem fetele, să vină ținutele. Ready to Fall in Love se numește capsula și cred că înțeleg de ce se numește așa. Roșul este culoarea predominantă a colecției și o să o revedem în câteva ținute alese pentru astăzi. Aici Ramona poartă o rochie din mătase naturală, accesorizată cu un trandafir. Este o rochie diafană, curge foarte ușor pe linia corpului și se potrivește perfect acestei perioade pentru că suntem în luna iubirii. Masa de 14 februarie, seara. Da, yes. Exact. Îți place? Da. Bravo! Bun, un punct! Trebuia să avem pancarte să ridicăm. Merge și pe 14, merge și pe 24, merge la un concert, de exemplu? Sau ești un pic overdressed așa? Cred că un pic overdressed. Acum depinde de concert, că dacă este unul de operă, de ce nu? Corect. Sau la palat mâine. Ar merge așa mâine la palat, nu Ramona? Ok! Ok. Fii atent că vine mami. Vine mami, aplauză. Fii atent. Acum. Am adăugat pe Gabriela și ceva alb. Am adăugat ceva alb. Puritate, să spunem, avem și pene. Pene? Dar am ales o rochie scurtă. Este o rochie simplă pe care o putem accesoriza cu cercei, de exemplu. Pantofii pot avea o notă prețioasă, având în vedere accesorizarea cu pene de la nivelul brațelor, de la mânecă. Deci este o rochie, putem să-i spunem, versatilă, da, pentru că poate fi purtată și la un eveniment privat. Sigur că ca o cununie, de exemplu, nu? Dar poate fi purtată și la un alt tip de eveniment, chiar și pe timpul verii, perioada mai rece. Este destul de versatilă. O altă rochie pe roșu. E, aici avem... Mai sclipitoare. Da, avem o rochie din cristale pe tiul elastic. Aici, la chiar fel... Chiar are cristale pe ea? Da. Ok. Nu se vede, nu? Nu se vede cum lucește. Ba da, se vede că lucește senzațional. Cât durează o astfel de... Am avut noroc, așa am găsit materialul. Ok. Altfel e super migălos să faci... Este super migălos. Chiar și câteva luni ar putea dura accesorizarea cu aceste cristale. Okay. Dar este un material destul de prețios. A ajuns destul de greu la noi și ne bucurăm că am putut realiza această rochie. Unde este adecvată această lungime de rochie? De Valentine's Day. Valentine's Day, bineînțeles. Pentru la o cină romantică. Sau după cina romantică. Sau după, da. Atunci când te duci acasă. Tiago, vrei să fugi sau ce vrei să faci? Vrei să stai aici? Ne mai uităm și noi la niște rochii să mai învățăm? Că acum se fac, acum faci 15-16 ani și trebuie să cumperi iubitei o rochie. Nu știi de unde să o iei. Următoarea este la fel de lungă. Ramona a ales azi lungime până la pământ. Da, aici este o rochie cu decupaje. Este lungă, dar are un decupaj superb în zona bustului, accesorizată tot așa cu o cataramă din cristale. Este foarte bine, Ramona, e roșu. Da, foarte bine și noi am remarcat lucrul acesta înainte să intrăm. Și această rochie poate fi integrată într-o ținută all red, adică să punem chiar și încălțămintea în aceeași nuanță, chiar și claciul, chiar și alte accesorii. Însă, mare atenție când facem o astfel de ținută all red, trebuie să avem grijă ca intensitatea de roșu să fie prezentă și să fie la fel și să fie aceeași nuanță de roșu. Deci nu alternăm nuanțele de roșu în aceeași ținută. Da, e un roșu atât de frumos. Și machiajul aici trebuie să avem grijă, că dacă suntem all red,
să prea mult. Da, să unghii nu fie... roșii, buze roșii. Exact, exact. Prea mult. Chiar. Și chiar buzele roșii. Nu oricine cred că poate purta buze roșii. Rujul roșu, de fapt, nu vreau să intru în zona colegilor noștri de la make-up, dar mă refer strict la partea vizuală. Un ruj roșu îl va alege o femeie care are buze pline, nu buze foarte subțiri, are niște dinți aliniați pentru perfect. Pentru că să scoată zona asta în evidență foarte tare. Exact, și machiajul trebuie armonizat cu acel roșu intens de pe buze. Un alt model pe roșu. Un alt model superb, acum mi le laud singură. Da? Laudele, că dacă nu le laudăm noi. Exact. Aici avem o rochie teoretic simplă, dar are acel trandafir 3D. Un pic o altă nuanță de roșu sau din cauza materialului se reflectă un pic altfel lumina? Un pic diferit și materialul. Da. Este o stofă fină și este un roșu mai deschis. Aici poate fi accesorizată la baza gâtului cu ceva mai... Un colier la baza gâtului mai vizibil, destul de vizibil. Și, bă, la fel, atenție la nuanța de roșu care ni se potrivește, pentru că alegem în funcție de ten. De exemplu, tonul pielii. Da, da? De exemplu, un ten care are nuanțe calde, acolo mergem cu un roșu care are nuanțe de portocaliu sau, mă rog, o tentă de portocaliu. Dacă, sau coral, de exemplu, roșu coral. Dacă nuanțele tenului sunt mai reci, atunci mergem roșu combinat cu albastru, roșu violaceu, da, un roșu bordeaux, roșu vișiniu. Deci ținem cont și de acest aspect când alegem. Da, da. Oricum am avut noroc de fetele noastre care defilează pentru că le se potrivesc perfect nuanța asta de roșu. O, avem și pe negru. Păi da, cum să nu puțin mister. Ok. Negru. Negru este tot timpul potrivit. Nu dai greș niciodată cu negru. Da, niciodată. Și stă bine pe toată lumea. La fel este o rochie mătase? Versatilă. Mătase, da. Se vede după cum curge așa pe linia corpului. La mânecile astea. Da, mânecile sunt la umăr, căzut așa pe umăr. Tot așa poți. Spectaculos acest decolteu. Și se poartă. Tot așa poți să porți ceva la gât ca să scoți în evidență zona aia. Mamă, acum sunt și pe fashion, mă, iau, te dau sfaturi pe fashion, acum să port ceva la gât eu. Am zis eu asta. Lungime... Ar fi trebuit să fie puțin mai lungă, mai lungă? Dar fetele noastre sunt destul de înalte. Adică avem 1,80. Rochia lungă, rochia maxi, ar fi ideal să fie până la nivelul solului. Da. Okay. Dacă este mai scurtă, undeva la nivelul gleznei, să vedem pantofii sau midi deja urcă mult către genunchi. Nu vă împiedicați cu rochile astea așa lungi până jos? Teoretic nu, trebuie să exersăm bine înainte să mergem la o petrecere cu rochile lungi și să știm să pășim în așa fel încât să o aruncăm în față. Ok. Important dacă să nu ai pe ea, e cam nasol. Și dacă mai are și un decolteu. E rețeta perfectă. De Valentine's Day. Ce mai avem? Mai avem ceva? Stai că se pregătesc fetele. A fost ultima rochie pe care a fost ultima rochie, am văzut-o. Din această selecție, pentru că e mult mai amplă. Ready selecția. To fall in love. Da. Ia vedeți, vă rog frumos, acum, dacă sunteți în fața televizorului și sunteți gata să vă îndrăgostiți, poate una dintre rochiile astea o puteți să o faceți cadou. E indicat ca bărbații să facă rochii cadou? Mai degrabă să facă un voucher să vină doamnele la noi. Mai sănătos! Mai sănătos! Vă mulțumim frumos, mulțumim fetelor, mulțumim Barbara. Mulțumesc și eu. Astea au fost pe gustul meu, rochiile astea. Îmi place stilul ăsta. Tiago!